Pace și bună ziua! Sunt la Zădăreni, stați așa să vedeți, să plimb la drumul. Am fost la fratele Costel. Când a fost la noi data trecută, fratele, nu știu cum a venit vorba, am vorbit despre sănătate și i-am măsurat tensiunea și avea un pic de tensiune mare, spre 170. 100 și am zis că să meargă la dispensar să ceară trimitere pentru analize și să-i facem niște analize, să vedem cum e cu tensiunea, cu PSA, cu așa, trigliceride. Că nu mă preocupă cu tensiunea așa de ridicată. Și uite, o doamnă vrea să vină cu noi. Este. Unde mergeți? Bună ziua. Bună. Mă luați până la Arad, vă rog. Haideți, haideți. Noi că nu pot. Plăcere. Să unde mergeți la Arad? Eu trebuie să ajung la spitalul județean, dar dacă mă lăsați la Zinidava, merg pe jos. La spitalul județean vă duc, tanti. Dumneavoastră acolo mergeți? În apropiere. No, bun, bun, dacă mă duceți până acolo, e bine. Ok. Eu am spus spitalul județean, am și acolo, la 12 programare, dar trebuie să plătesc și Digi acolo în, vis-a-vis de bancă. Înțeles. Deci dacă vă convine mai bine pe unde sunteți să mă lăsați. N-are importanță unde mă lăsați. Merg cu piciorul. Am timp până la 12. Păi la spitalul județean vreți să mergeți? Păi da, acolo zis. Acolo vreți să mergeți, da, nu? Da, da, da. Da, acolo. Mergeți pe aici, pe autostradă? Da. Bine, 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 bine. Doamnă, eu filmez aici și mă filmez pe mine, vorbesc acum cu cineva. Da, trebuie să tăcem. Adică eu trebuie să... Nu, nu mă vă spun că o să vorbesc acum, înregistrez și trebuie să explic ceva. Vorbiți liniștit. Deci, am fost la fratele Costel, am luat sânge, acum mă duc... Deci, chestia care e, lui e foarte frică să... E frică, da, da, e frică de analize, de doctor și așa mai departe, dar are încredere în mine. Și am fost de-am preluat probe de sânge, acum o să le duc la laborator. Și să vedem de ce au avut tensiune mare. Asta e motivul care, pentru care sunt acum la Zădăreni. Dar video-ul meu e pentru altceva. Video-ul e pentru voi, o explicație. Explicație pentru video unde a făcut maica mea brânză. S-a făcut o mare brânză. Deci, ce vreau să spun, că Dumnezeu ne este martore că noi nu am vrut să o înjosim pe bunica lui Angie, noi o iubim mult. Nu o vrut să zică mamei că varianta ei e mai bună decât a lui bunica lui Angie, doar că s-a încurcat oalele. S-a încurcat oalele, nu a fost atentă, eu am crezut ce a spus mami. Și eu zic că varianta a lui bunica, a făcut bunica, nu e atât de bună față de cum a fost varianta lui mami. Și într-adevăr, a fost invers, a fost varianta lui bunica lui mai bună, o brânză foarte smântânoasă, foarte gustoasă. Și cum a făcut mami, nu mi-a plăcut deloc, a fost foarte uscată. Și, nu, no, e o
la videoclipul respectiv, că s-a încurcat acolo oalele și am răspuns la o grămadă de comentarii care ne-au spus de greșeală noastră, că fără să ne fi spus dumneavoastră nu ne-am fi dat seama. Le-am răspuns la toți, dar în continuu au venit comentarii foarte multe și nu numai că n-am reușit să răspund la toată lumea, dar au fost câțiva care au vorbit și foarte aiurea, ca și când mami ar fi fost cu rea, cum să spun, intenție să înjosească pe cineva și să se pună pe ea pe primul loc. Nici de cum, am spus că Dumnezeu martore că nu e așa. A fost doar o greșeală. Și eu zic că nu-i bine să fim așa de negativiști. Asta este, na, sunt oameni care întotdeauna pun și văd lucrul într-un fel mai altcumva decât cum suntem noi, cum e caracterul nostru de oameni. Dar înțelegem că oamenii sunt diferiți, doar că n-am agreat comentariile respective, că au văzut un lucru care nu e adevărat. Și din cauza asta, ca să nu mai primesc comentarii din astea, la video respectiv, am dezactivat comentariile și acum mă aduc explicația asta eu, din punctul meu de vedere. Mami o să zică și ea, din punctul ei de vedere. Ce să zic, multă lume, da, pur și simplu ne-a spus într-un mod foarte fair play, adică foarte ok, foarte bine și chiar vă mulțumesc că ne-a spus, dar alți oameni au pus într-o lumină foarte proastă ce s-a întâmplat. Atât am vrut să spun. Acum mă duc cu doamna până la Spitalul Județean și eu mă duc în treaba mea, cu ajutorul Domnului. Să explic la doamna, dragă doamnă, cum vă cheamă? Arcaș. Doamna Arcaș. Dar ce an mă cheamă? Noi avem un canal cu rețete. Ce pe rețete? De mâncare, da. Aha. Pe YouTube. Dar și faceți? Da. Maică-mea și noi și toată familia. Toată familia. E un canal de familie. Cum se numește? Voi și eu. Da. Rețete și noi de noi. Rețete și noi de noi? Exact. Da. Cu bunica. Și ce carne puneți? Ce rețete puneți? Cu carne sau vegetariene? Noi, de toate. Da, cu carne mai mult, da. Mami bănățan jet pe jet. Cine? Maică-mea. Și face mâncare ca la Banat. Și apoi dumneavoastră nu sunteți bănățean? Eu sunt născut în Arad. Da, bun. Tata e de la Zărand, mama e de la Bencec, de lângă Timișoara. Și avem canalul de 2 ani jumate spre 3. Suntem destul de popular, am ajuns peste 100.000 de abonați, mulțumim la Dumnezeu. Noi suntem o familie credincioasă, da. Vorbim și de Dumnezeu, cântăm și cântări, da. Mai facem și rețete, mai mergem și în stânga, în dreapta, la cumpărături, filmăm. Da. Sunteți veticoșari? Da. Da. Și unde locuiți? În Arad? În Arad. Dumneavoastră, da. Nu trebuie să pregătiți nimic. Nu, absolut. Dar stați așa, pe gratis. Așa, pe gratis. Noi spunem în numele Domnului. Numele Domnului.
Mulțumesc atunci. Cu mare drag. Domnul să vă binecuvinteze. Eu mă uit, mă voi uita, dar la rețetele de dulciuri absolut nu mă interesează că am diabet. A, înțeles. Okay. Asta e una. Și a doua, sunt vegetariană, vegană. Am înțeles. Așa că tot ce e cu carne, de-aia v-am întrebat. Aveți acolo în rubrică filmări cu noi, acolo e călătorii, filmări cu noi de zi cu zi, merem la cumpărături, mergem la prieteni, poate vă place, vorbim de Dumnezeu. Avem un prieten penticostal din Felna, da? A fost coleg cu soțul meu și au rămas prieteni. Să fim penticostali, dar nu asta ne mântuie. Ne mântuie relația noastră directă cu divinitatea, cu Dumnezeu, cum ne raportăm la Dumnezeu, asta ne mântuie. Sunt de acord cu dumneavoastră într-o oarecare măsură. Acum, ce privește biserica și rugăciunea, Dumnezeu aude și gândul nostru. Nu e necesar să strigăm. Dar să știți că când omul pune pasiune în rugăciune,
atunci merge mai departe de gând și se exteriorizează prin cuvinte și cuvinte tari. Dacă bine, dar treaba asta nu putem face acasă, în intimitatea noastră, în casă, în cameră, undeva, vreau să mă rog, am o problemă, simt nevoia să mă rog. Și la mine în casă sunt nepoții, bărbatul meu, copiii, nu știu ce, gălăgie. Mă retrag la mine în cameră, închid ușa și acolo mă pot ruga, pot plânge, pot striga. Dar știți dumneavoastră că și Domnul Iisus Hristos se ruga singur. Se ruga. Se ducea dimineața de vreme și se ruga singur. Da, se ruga și cu frații. Se ruga. Și se ruga și cu voce tare și cu strigăte și cu plâns. Nu am auzit. Scrie în Biblie. Unde ați citit asta? Să-mi spuneți să mă uit și eu. Să mă gândesc unde, când a fost în grădina Ghețimani, înainte să fie luat pentru răstignire, acolo s-a rugat cu plânsete și cu strigăte la Dumnezeu. Deci, dumneavoastră nu înțelegeți niște lucruri, fiindcă nu le cunoașteți. Uitați, nici nu știți unde scrie în Biblie lucrul păi, ăsta. Nu știu, pentru că am crezut că îmi spuneți un alt moment. Trebuie să mă uit să văd în grădina Ghețimani, că nu e o problemă. Da. Mă duc acasă și faptul că există o biserică sau o adunare unde se roagă frații, așa scrie în Biblie, că unde se roagă doi sau trei în numele lui Dumnezeu, acolo este și Dumnezeu. Nu scrie și... așa. Nu scrie așa. Scrie acolo, pentru că eu am probleme cu unul din băieții mei și am simțit la fel nevoia să mă rog cu cineva. Dar problema foarte personală care o am, o are băiatul meu și respectiv și eu, nu trebuie să o strig în gura mare în adunare. Mă rog cu o prietenă care e în America la telefon, am stabilit o oră când... Doamne, dumneavoastră sunteți împotriva adunării, dar să știți nu că Dumnezeu a lăsat asta. Dumnezeu a spus, mergeți, faceți... Ucenici, așa, și botezați în și uitați, exact, și uitați-vă. Asta o spune la Matei. Știți cine a făcut prima biserică? 28. Știți cine a făcut prima biserică? Sfântul Petru. El a făcut biserică. Păi, acolo s-au luat catolicii că Sfântul Petru e marele, nu știu cine. No, asta nu. E treaba lor. Nu ne băgăm acum noi în religii, dar există lăsat de Dumnezeu biserică și ca omul să se roage și cum se roagă. Nu-i nicio problemă, doamnă. Că da, e adevărat. Important e să trebuie să vedeți esența. Nu să vă potigniți în niște lucruri firești, fără valoare. Auziți, esența omului... Mă scuzați că vă explic acum lucrul ăsta, că nu mai am timp. Esența e că omul să lucre la Dumnezeu. Cum să roagă, nu asta contează. Contează să se roage din toată inima, cu o inimă plină de credință și curată, cu gânduri bune. Că se exteriorizează cu voce tare, nu e asta problema. Problema este altceva. Problema e când omul se roagă doar de fațadă. Uitați, eu... Doar de fațadă. Asta nimeni nu știe ce e în inima mea, numai Dumnezeu. Exact. Mă pot duce la biserică și să fac niște rugăciuni extraordinare. Rugați-vă dumneavoastră, ascultați-mă. Nimeni nu știe că în inima mea ce gândesc. Rugați-vă dumneavoastră cum vă place și cum vreți. Important e să vă rugați la Dumnezeu. Nu cum. Rugați-vă la Dumnezeu, dar nu vă potigniți lucrurile astea așa mici, că ăla se roagă cu voce tare și ăla cu voce mai mică. Eu vă spun ce impresie, ce șoc am avut, da, și nu l-am uitat. Gândiți-vă, de atâtea zeci de ani, eu țin minte treaba asta. Da. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult și Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin și cu dumneavoastră. O, sărăcuța. Bun, de ce s-a pus asta aici? Nu mai pot să-i zic.
să zic, important e să nu ne poticnim în lucruri din astea de nimic. Cum să roagă ortodoxul sau cum să roagă pentecostală, nu e asta important. Important e să ne rugăm la Dumnezeu și să facem voia Lui. Da, dar fiecare om e altfel, da. Știi, deci nu toată lumea la fel, fiecare. Doamna, o acuzat faptul ăsta. Asta e, nu e nicio problemă. E problema că nu înțelege. Da. Anumite lucruri. Ea nu, probabil că nu citește Biblia, nici nu știu cum descrie că Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos s-a rugat cu strigete mari. Am un stres, fiindcă fratele Costel n-a mai scăpat de el. N-a mai scăpat, da. Ok. Punem pe pauză și o sun pe mare. Mergem către casă. Am dat analizele. Am stres, că mami așteaptă să filmăm și și ea nerăbdătoare. Și fratele Costel nu m-a mai lăsat să plec de la el. Ne-au făcut omletă, ne-au dat și răcituri. Da, mi-am dus și o prăjitură, da. Un mac. Îmi pare adică rău că n-am filmat, da. Da, cum am zis, să le resim. Adică, da, nu le place să filmăm de casă și respect asta. Am vrut să iau și pâine, n-am mai mers după pâine, că am stat prea mult. Am stat prea mult. Și nici n-am știut până la ce oră pot să duc analizele. Am știut că până la 10, 10 jumate, dar am reușit, acum mai 11. Angie trebuie să vin să-și facă ceva analize, dar nu mai am foarte tainele Angie să se recortez. Mă, dacă fac o mandă pe internet, dar te aduc până aici, că și așa mâine Natalia la grădini. Asta e strada Cocorilor. Așa se numește, e stradă lungă și după aia începe pădurii și mai lungă. Pe stradă, deci strada asta înainte era considerată de unii vitezomani, pistă de Formula 1, de curse. Era așa recent renovată atunci și era dreaptă și o grămadă de accidente s-au întâmplat pe strada asta datorită vitezei.
poate să semnalizeze la stânga. Nici eu, ba, acum. Aici au căzut. Că trebuia să semnalizeze, da. 50 de metri. Da, 50 de metri trebuia, da. A fi picat examenul. Nu știu. No, aici chiar că... De la 50 de metri și eu asta știu. Când am dat examenul a fost atâta de aiurea. La mine a fost foarte ușor. Eu nici n-am avut... Am avut un pic de emoții, dar... N-am dus... avut treabă eu. Bine, m-am dus. Atenție, pot să iei. Când am dat examenul, am luat sala și la oraș. N-am fost atent niciun verișor de-a meu care am dat examenul în aceea zi cu el și amândoi suntem cu aceleași nume de familie și eu am mers în locul lui și el a mers în locul meu. Am văzut. Am luat orașul și îmi spune la sfârșit, l-ați cu Marius? Nu! Că, bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, doamne, da. Nu, da, polițist. E verișorul meu, n-am fost atent. Îmi trebuie să-i explic un pic, că nu vreau să creadă instructorul, știi? Și... în aceea zi, am mai dat o dată. Am schimbat locurile. El a venit în locul meu și eu în locul lui. Și am mai dat o dată. Dar după aia am avut emoții a doua oară. Știi de ce am avut emoții? Că s-ar putea să mă cadă din cauza că a fost neînțelegerea asta de noi. Fii atent ce... Mamă, ce iese după ăla? Face regenerarea efectului de particule. Așa mere și după mine când face regenerarea. E aceeași mașină. Da. Normal ar trebui să meargă un drum lung acum. Da. Ia, ce iasă. Da, cred că nu a mai fost curățat. Dar nu știu, la și la tine e așa. Da. Eu n-am văzut, fost este o piatră. Uite pe asta. Da. Nu vreau să se bagi, ce faci? Și dă din cap, cu accelerat să nu mă lase. Nu știu de ce s-a închis, bine că a observat Angie că s-a închis. Asta a fost video nostru, explicația. Verde. Ce nu-mi place e că nu... sunt alți oameni care nu au încredere în noi. Ei crede că mințim, crede că suntem de rău, gură, să zic, rău intenționați. Poate cu timp o să ajungeți să ne cunoașteți. Și, da, asta e. Dar întotdeauna sunt abonați noi care nu au văzut în spate, nu ne cunosc. Și atunci când vede o greșeală, ne pune pistolul la tâmplă, cum ar veni. Da, asta este, nu ne stresăm, dar am vrut să vă explicăm care e situația. Am fost un pic cam mai, cum să spun, aiurea cu doamna care am luat-o la ocazie. Ea s-a speriat și a rămas marcată că oamenii se roagă cu putere și cu voce tare. Așa se manifestă Duhul Sfânt. Mijlocește la Tatăl putere cu strigăt și cu lacrimi. Așa se manifestă Duhul Sfânt și vorbirea în limbi străine. Limbi străine necunoscute de unde. Așa scrie în Biblie. Atunci mijlocește Duhul la Dumnezeu. Ok. V-am lăsat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Mergem acasă și vedem ce ne așteaptă.
sfârșit i-al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine, cum ai trăit tu pe pământ. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre credință, ci credincios să fiu oricând, a ta blândețe și umilință, și gândul tău să-l am în gând. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre nădejde, ci s-o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere-n primește și pace sufletului meu. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc și niștea ta o rânduire, numai să știu ci s-o trăiesc. Iisus, Iisus, doresc să viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu doar să spun despre lumină, ci pretutind să lumin, să am viața-n veci senină, așa cum ești tu de senin. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea. Nu numai ceruri viitoare să fie-n vorba-n zi de zi, un cer și-o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aici. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să-ți seamăn ție și chipul tău să-l vezi în